Japonezii de la Honda au avut tot timpul un design care să iasă în evidență în orice parte a lumii. Cu forme parcă desprinse din filmele SF, noul Honda Civic a respectat linia de design specifică și au reușit să scoată pe piață o mașină mult mai bună decât vechiul model. Designerii niponi au crescut dimensiunile noului Civic, astfel încât clienții să nu simtă lipsa modelului Honda Accord și să poată opta oricând pentru un Civic Break. Atât la exterior, cât și la interior, Honda arată futuristic, având integrate o multitudine de sisteme de siguranță, astfel încât șoferul să se simtă în deplină siguranță în momentul în care pleacă la drum cu mașina sa. Una dintre cele mai futuristice mașini care s-a aflat aproape tot timpul pe piață este Honda Civic, un model care tot timpul fura privirile pe stradă pentru că nu știa exact ce mașină e, parcă era un OZN. Iată că acum a venit momentul să scoată japonezii și noul Honda Civic, care absolut normal a păstrat în continuare aceleași forme futuristice, aceleași linii parcă tăiate așa din venite din spațiu. E o mașină parcă seamănă cu un OZN. Mai bine de 10 ani, când eu personal am văzut primul model de Honda Civic, m-am oprit, m-am uitat așa la mașină și nu înțelegeam ce mașină este. Ulterior, după ce am ajuns în spatele mașinii și am văzut sigla și brandul, de atunci mi-a rămas în minte și tot timpul am avut așa niște gânduri foarte plăcute pentru Honda Civic. Iată acum că noul model este și mai futuristic și are linii mult, mult mai drepte și pare un supercar, deși este o combinație între un sedan și un hatchback. Honda Civic are un design care tot timpul va lua mințile trecătorilor și va sări tot timpul în vedere, mai ales cu această culoare, cu albastrul acesta care iese imediat în evidență. Ce îmi place mie personal acum la noul Civic? Forma bării este una foarte agresivă, cu siguranță inspirată de la mașinile sport. Sunt foarte multe linii drepte, tăiate, avem guri de aerisire pentru a răci cât mai bine motorul, atât în lateralele bării, cât și sub număr și în această grilă mare cromată și deasupra și de desubt. Sunt niște spații pe unde aerul poate intra ca să răcească motorul mult mai bine, pentru că avem un motor de 1.5 turbo care dezvoltă 182 de cai putere cu un cuplu maxim de 240 de Nm. Automat, din punct de vedere al tehnologiei, avem faruri cu LED, Xenon, foarte multe sisteme de siguranță. Grila aceasta, toată partea aceasta cromată are un design foarte interesant și se vede foarte bine, mai ales din lateralul mașinii. Are niște unghiuri foarte interesante, nu găsesc acum un alt cuvânt. Un alt lucru e că avem o semnalizare integrată în aripă pentru o vizibilitate mult mai bună în momentul în care ești în trafic. Niște jante, la fel, în trendul mașinii, pe 17. Și exact cum vorbeam și cu colegul mai devreme, în momentul în care ajungi în alt unghi, pur și simplu zici că este o cu totul altă mașină. Exact cum vă spuneam și la început, este o combinație între o berlină și un hatchback acum. Nu mai are forma aceea distinctivă care te duce direct la hatchback sau la berlină. La fel, linii foarte drepte, linii tăiate. Avem semnalizare în oglinzi. Haideți să vedem acum cum
se stă și în spate, să vedem cât confort avem și aici. Se stă bine, este confortabil, bancheta este puțin lăsată pe spate, loc suficient la picioare și deasupra capului. Avem o cotieră cu două suporturi de pahare și inclusiv încălzire în bancheta din spate, plus boxele, pentru că vom vorbi la interior, are un sistem multimedia foarte interesant mașina asta. Iar în momentul în care ajungi în spate, o cu totul altă mașină. Cele mai distinctive lucruri sunt cele două spoilere, cel de sus și cel care este poziționat deasupra parbrizului. Avem inclusiv un ștergător, cameră video în marșalier cu sistem de detectare a traficului. La fel, forma aceasta a bării, care seamănă foarte mult cu bara din față, combinația între albastru și negru, care arată foarte bine pe mașină. Avem aceste plastice care imită într-un fel niște guri de aerisire, însă sunt doar niște plastice de protecție. Stopurile în forma literei C nu au LED-uri, însă se văd bine. Și haideți acum să vedem ce se ascunde în portbagaj. Cătălina, unde ești să spui litri? Că iar am ajuns la cifre. Este un portbagaj foarte încăpător. Este interesantă această protecție, ca să-ți, când este portbagajul închis, să nu se vadă ce este în interior. Este foarte ușor de manevrat și de pus într-o parte în alta. Loc suficient în portbagaj pentru 4-5 persoane dacă vrei să pleci undeva la plimbare cu această mașină. Cam atât despre exterior. Este o mașină, după cum foarte bine se vede, o mașină foarte futuristică. Are un design demențial și dacă tot am ajuns în față și v-am spus de motor, haideți să vă spun și ce consum are. Deși are 182 de cai putere, producătorul anunță un consum mix de doar 5,3 litri la 100 de kilometri. Ca și idee, noi până în momentul de față am făcut vreo 100 de kilometri și am avut niște reprize foarte rapide cu mașina asta. Am scos un consum mix de 8 litri, ceea ce este foarte bine pentru un astfel de motor. La interior, linia de design continuă, însă aici ești întâmpinat de foarte multe tehnologii de ultimă generație. Lucru care mie azi mi-a plăcut cel mai mult este sportivitatea mașinii, pentru că v-am spus, are 182 de cai, are o cutie de viteze manuală în 6 rapoarte, care schimbă treptele bine, le schimbă rapid și avem inclusiv un buton de reglare al suspensiei, pentru că suspensia este reglată electronic și în momentul în care îl apeși, atât suspensia cât și volanul se întăresc și poți să te bucuri de o senzație mult mai sportivă la bordul noului Civic. În centru găsim sistemul multimedia cu un ecran tactil de 7 inci, unde avem navigația și toate sistemele de control ale mașinii, atât audio, cât și setările de siguranță. Un alt lucru care îți ia ochii este display-ul din fața șoferului. Automat și aici s-a renunțat la ceasul clasic de bord. Este foarte interesant că avem turometrul, are o formă concavă, ți se și colorează durația la care ești în momentul respectiv, iar vitezometrul este unul digital care ți apare în centru și iar ai foarte multe funcții pe care le poți afișa aici, de la inclusiv să vezi ce aer îți intră în turbină,
la navigație, la sistemul audio, sistemul de cuplare al centurilor, setările, muzica și așa mai departe. Și avem inclusiv ultimele sisteme de siguranță activă care apar pe mașinile premium, printre astea incluzând sistem automat de frânare cu funcție de detecție pentru pietoni, sistem de avertizare a coliziunilor frontale, sistem menținere bandă de circulație, sistema de avertizare părăsire bandă de circulație, sistem de asistare a menținerii benzi de circulație cu intervenție activă asupra traiectoriei, sistem de recunoaștere a semnelor de circulație, cruise control adaptiv cu funcție low speed follow și da, Honda Civic se conduce și ea acum singură, doar printr-o simplă apăsare a unui buton de pe volan. Ai apăsat, sistemul îți recunoaște benzile de pe drum, este suficient ca tu să iei mâinile, iar mașina să se ocupe de tot ce este nevoie. Iar în momentul în care vrei să mai scoți adrenalina din tine, este suficient să apeși butonul de reglaj al amortizoarelor, să calci pedala de accelerație la podea, iar mașina aceasta îți oferă niște senzații super tari, pentru că totuși vorbim de un motor benzinar turbo care îți oferă 182 de cai putere cu o accelerație perfectă pentru această putere. Nu este un SUV, nu este un crossover, este noua Honda Civic care, exact cum o vedeți iar dintr-o altă încadratură, arată cu totul altfel, arată foarte bine mașina asta. E o mașină pe care, dacă vă doriți să aveți o mașină mai sportivă, o mașină care să ieșiți în evidență, o mașină care să se evidențieze în primul rând prin aspectul exterior și ulterior prin performanțele pe care mașina aceasta ți le oferă și confortul și toate funcțiile pe care le găsești la interior. Honda, noua Honda Civic este o alegere foarte bună, mai ales că are un preț de 25.000 de euro cu tot cu TVA, modelul full, modelul pe care noi azi l-am testat, un preț mai mult decât acceptabil pentru o mașină din segmentul ei, o mașină care îți oferă atâtea opțiuni și atâtea satisfacții, mai ales în momentul în care stai în spatele volanului și pleci la o plimbare cu ea.